Bună seara, stimați telespectatori. Continuăm seria emisiunilor electorale aici la Capital TV. În studioul nostru în această seară se află doi reprezentanți ai Partidului Social Democrat din Aninoasa. Este vorba de primarul localității, actualul primar al localității, domnul Nicolae Dunca. Bună seara, bine ați venit în studio. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Și de actualul viceprimar al localității Aninoasa, domnul Ion Sfia, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Vă salutăm pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră și mulțumim pentru invitația. Ambii domni vor candida pe 27, duminică 27 septembrie, la funcția de primar domnul Dunca și la funcția de consilier local domnul Sfia. Din partea organizației PSD Aninoasa, bineînțeles. Acestea fiind spuse, prezentări nu prea mai vreau să fac, pentru că cred că toată lumea în Aninoasa, domnule Dunca și domnule Sfia, vă cunosc și nu cred că ar trebui să aprofundăm subiectul. Exact. Ca atare, începem discuția direct de campanie. Ultima săptămână de campanie, mai avem practic miercuri și joi și se cam termină campania electorală, duminică toată lumea la vot. Este pregătită organizația PSD Aninoasa, sunteți pregătiți dumneavoastră, pentru ambii întrebarea, și dacă, să ne spuneți eventual cum a fost campania asta până acum, dacă aveți sau nu aveți plângeri că e la modă, știu, s-au mai întâmplat lucruri din astea mai ciudate. Deci, vă rog. Da. Organizația PSD Aninoasa este într-adevăr pregătită pentru această campanie electorală care tocmai se încheie vineri seara. Am avut o campanie, zic eu, frumoasă, cel puțin din partea Partidului Social Democrat. Am avut o campanie frumoasă în care am desfășurat activități diverse în toate zonele orașului. Am adus la cunoștință cetățenilor prin pliante, flyere și ce am avut la îndemână programul nostru electoral pentru perioada următoare și totodată în pliantul nostru am trecut și realizările pe care le-am avut în mandatul care tocmai se încheie. Este o campanie, zic eu, la Ninoasa civilizată, nu am avut, au fost unele derapaje din partea Partidului Național Liberal, care le-am trecut cu vederea, nu am avut reclamații la birou electoral de circumscripție, deci zic eu că a fost o campanie civilizată și sper ca în aceste două zile, că întotdeauna în ultimele două, trei zile, se cam încing spiritele și... Și unii mai ales sunt, după campanie, vineri. Și după vineri, campanie, sâmbătă. Da. Unii da. Sunt dispuși să mai înceapă anumite conflicte cu între persoane, între partide. Sper să nu se întâmple acest lucru. Noi o să urmărim de aproape toate aceste evenimente și sper să se termine cu bine, inclusiv alegerile de duminică seara. Doamne, să fie acum, sunteți pregătit? PSD-ul, da. Cum îi simțiți pe băieți și pe doamne? Echipa PSD Aninoasa este pregătită pentru alegerile care vor fi în 27 septembrie. Despre desfășurarea campaniei pot spune la fel că a fost o campanie civilizată în limite decente până în momentul de față. Sperăm același lucru să se întâmple în continuare, chiar dacă cu unele mici excepții, să zicem, în mediul online, s-au mai întâmplat mici dezbateri, poate unele chiar mai incinse, un pic. Mai incinse, dar până în momentul de față lucrurile, zic că sunt în limite normale. Ne așteptăm să se comporte toată lumea la fel civilizat până în ultima zi de campanie. Cum e și normal și firesc. Și firesc, corect. Da, da. Nu se întâmplă totdeauna așa, din păcate, dar nu la Aninoasa tot. Adică să nu... Punem că la Aninoasa. Poate fi oriunde. Da. Dar exemple sunt. Că vedem toată ziua. Bun. Domnule Dunca, ce știți așa? Cum vedeți contracandidații care aveți? Cum... Avem, suntem patru candidați la funcția de primar. Cred că pentru prima oară sunt, sau nu? Au mai fost? Cam tot așa. 3-4 au fost, da. În această campanie s-au înscris patru candidați. Eu de la PSD, domnul Bodros de la PMP,
Nicolina Pop de la Partidul Național Liberal și Albescu Adrian de la Pro-România. Ce să zic despre contracandidați? Domnul Bodgros nu are rost să mai amintesc, pentru că, după părerea mea și a cetățenilor din Aninoasa, este istorie și nu are rost să dezvolt subiectul, că lumea știe activitatea dumnealui din ultimii ani. Albescu de la Pro-România, care a fost viceprimar în mandatul 2012-2016, a fost viceprimar care, eu mă mir, l-am observat la anumite emisiuni și poate chiar la dumneavoastră, la postul dumneavoastră de televiziune, nu cunoaște exact situația din primărie. Nu cunoaște că se construiește un blog, nu cunoaște că avem birou de relații cu publicul. M-am mirat că după 4 ani de mandat nu cunoaște niște elemente importante din cadrul primăriei și din modul de a funcționa o instituție publică. Poate pe vremea dumneavoastră nu erau astea. Erau, da, cum să nu. Era birou cu public? Sigur. Avem în organigramă, postul este ocupat. Și poate merge omul, că discuția era în contextul proiectelor europene. Da, poate deci, merge omul să ia relații. Sigur că da. Cum să facă? Merge la biroul de relații cu publicul, omul de acolo este îndrumat la birou în funcție de solicitarea cetățeanului. Dacă vrea o autorizație de construcție, este îndrumat către birou urbanism. Dacă vrea, nu dacă știu. Dacă întreabă, de exemplu, cum se face un proiect, unde să apeleze, care sigur că da. Și este îndrumat la persoana competentă care explică toți pașii, acum în mare, că nu, noi nu putem să stăm să scriem proiecte pentru, dar avem persoană care îndrumă și persoana respectivă îi dă relațiile de care are nevoie persoana respectivă. Nu, da. Asta cu proiectele, de ce vă întreb? Că am mai discutat-o și cu alții invitați, nu numai cu domnul Albescu și cu, sau cu dumneavoastră. E normal ca un cetățean al unui oraș, care până la urmă plătește taxe și impozite, dacă vrea să facă o afacere, afacere care va ajuta și orașul, poate face câteva angajări, plătește impozite, taxe, nu știu ce. Deci e clar că dezvoltă oarecum economia orașului. E normal ca să fie totuși ajutat. De asta tot fiecare primărie, părerea mea, ar trebui să aibă un asemenea birou, deci, care, da, chiar să-l ajute să facă și proiectul. Mi-ați ridicat mingea la fileu, pentru că tot așa contracandidata de la PNL a spus că noi nu sprijinim tinerii antreprenori, nu îi îndrumăm, nu îi ajutăm cu nimic în oraș, nu se întâmplă nimic. Ei, exact ce spuneți dumneavoastră, noi facem acest lucru. Tinerii care ar dori să înceapă o activitate economică, o mică afacere și care vin la primărie să interesează. Noi chiar am adus un consultant într-un spațiu, am organizat o întâlnire în care au participat 23 de tineri care doreau să deschidă o afacere. Vreau să vă spun că din acești tineri chiar 5 au depus, adică au făcut proiecte pe startup și așteaptă finanțarea, dar guvernul PNL a oprit aceste proiecte startup care guvernul PSD le-a dat drumul. Deocamdată sunt depuse, sunt în stare de așteptare, să sperăm că în această toamnă se dau drumul și acești tineri vor putea să înceapă o afacere pe programul startup. Mai sunt încă 5 tineri din Aninoasa care au accesat fonduri pe startup. Tot la fel, după ce s-au informat cum trebuie să procedeze, au accesat. La ora actuală funcționează 5, de fapt 4 startup-uri pe raza orașului Aninoasa și unul tot pe Aninoasa, dar are punct de lucru în Petroșani. Deci am ajutat tinerii, îi ajutăm în continuare, sunt bineveniți ori de câte ori au nevoie să vină la primărie, dacă nu sunt eu, e domnul viceprimar, dacă nu e domnul secretar, noi întotdeauna îi ascultăm și îi îndrumăm exact acolo unde au nevoie. Iar pe viitor totuși aș face un apel din partea oamenilor, ca un om, deci nu ca și un moderator sau da, jurnalist. Toate primăriile din vale să încerce să ajute oamenii, chiar și cu proiectul, dacă se poate. Da, mă rog să-i dea o consultanță mai clară, pentru că, repet, orice afacere în Valea Jiului, că e mică, că e mare, este necesară. Da, e un lucru bun. Eu zic că sunt. Da, este adevărat. Chiar m-am ocupat direct de acea întâlnire de care spunea domnul primar cu acel consultant în care am invitat toți tinerii care vor să dezvolte o afacere pe raza orașului Aninoasa.
Au fost foarte încântați de acea întâlnire, unii din ei chiar sunt în legătură directă, sunt proiectele aproape finalizate, se așteaptă deschiderea pentru a accesa fondurile pentru deschiderea afacerilor care și le doresc. Dintre cei care au realizat afaceri pe raza orașului nostru, pe Startup Nation, în timpul guvernării PSD, pot spune că avem în echipa noastră o tânără care a aplicat pentru două startup-uri. A realizat o afacere de succes în Alinoasa, putem spune că este la standarde europene, cred că este unicat în Valea Jiului la nivelul la care este în momentul de față. A atras și câți angajați are? A reușit 8 angajați, dar 8 angajați, a luat în calcul și dezvoltarea pe viitor, deci probabil că se va extinde. Poate pe viitor vor fi 16, cine știe, 20. Deci, repet, vale orice... Tocmai asta e ideea la startup-uri. În prima fază accesez fondurile care sunt prevăzute pentru startup. În următoarea etapă, după 6 luni, un an de funcționare, se dau fonduri mult mai mari pentru dezvoltarea afacerii. Aia micuță să o extinzi cu alt număr de angajați, cu alte utilaje, alte echipamente. Și uite, așa se dezvoltă o mică afacere. Dacă toți tinerii ar dori să facă acest lucru, locurile de muncă s-ar ivi. Cu siguranță n-ar mai pleca așa de mulți exact. În alte părți. Da. Bine, acum este de înțeles că în campanie electorală fiecare încearcă să prezinte lucrurile din prisma lui și să-l avantajeze pe el. Dar lucrurile stau oarecum în realitate diferit. Da. Bun. Domnule primar, aveți un program aici foarte cuprinzător. M-am uitat și eu un pic peste el, nu putem discuta chiar tot, dar v-aș întreba în primul rând, înainte să intrăm aici, de blocul ăla social, se face sau sunteți doar la startul fundație? Așa am înțeles. Am văzut și eu pe un contracandidat de-al meu că și-a parcă este o fundație pe acolo. Aceeași întrebare a fost pusă la alt post de televiziune și doamnei Pop, care la fel zicea, are primarul ceva proiect, se lucrează, domnul Bran, se lucrează și bine se lucrează, deci avem... Ce înseamnă bine? Etajul 1 deja este, am ajuns la un corp de clădire etajul 1, și la al doilea corp de clădire și la... E gata? Etajul, sigur că da. Etajul 1... fundație, parter. Nu fundație, deja e ridicat și etajul 1, etajul sigur 1. Că da. Deci se lucrează... Spre rușinea mea că n-am fost acolo să... Ar fi trebuit da. Pentru ziarul Vâi Jiului să fac... Am făcut, dar mai pe la început, după aia nu m-am mai nici contra candidații mei, nu cred că au fost, că nu știu de... Deci se lucrează bine, mai mult de atât, mai avem, suntem în faza de licitație, zic că în 2-3 săptămâni, o lună, să terminăm cu licitația pentru să stabilim constructorul și pentru al doilea bloc. Dar când e gata? La anul ar trebui să fie gata, pe vremea asta ar trebui să fie gata. La anul pe vremea asta, câte? Da. 60 de apartamente. 60 de apartamente, asta însemnând că colonia de acolo dispare? Da. Oamenii zona vor să plece. 85-90% vor să plece. Sunt câțiva, nu știu de ce, nu le convine să se mute la... Hai să facem o comparație. Ce au acum și ce vor avea da, acolo? Deci vor avea apartament cu două camere, cu baie, cu bucătărie, căldură, apă caldă. Căldură ce? Centrală? Centrală de scară pe gaz, sigur. Mm-hmm. Tragem gaz metan, am asfaltat până la locul respectiv. Deci vor avea toate condițiile. Și acum au așa ceva? Nu au. Bineînțeles că nu au. Deci toate condițiile... Mă gândesc că n-au aer, că n-au curte, n-au cum să iese afară. Adică asta noi e... o să le facem toate condițiile. O să facem zone verzi, loc de joacă pentru copii. Copiii o să aibă un spațiu mare de joacă amenajat corespunzător. Deci toate condițiile și 85-90% sunt foarte mulțumiți și încântați, de-abia așteaptă să termine și construcția. Cum va fi? Că... Fiind locuințe sociale, chiria va fi tot mică, scăzută. Scăzută. Important să-și o plătească lunar, să-și păstreze... Poate vă treziți că o să vrea oameni care au acum acasă să mute acolo? Nu, le-am făcut special pentru... Avem numărul de familii din zona coloniei de la Bărăci și toți oamenii vor fi mutați dincolo pentru că aici vrem să ecologizăm terenul, să-i dăm altă utilitate pe viitor. Ce v-ați gândit să faceți pe viitor? Un supermarket sau... tot o firmă, ceva, o firmă mai mare să dezvolte un loc care să creeze locul de muncă. Un centru comercial, un centru comercial, da.
Avem mai multe, dar suntem în discuții pentru că firmele respective își fac un anumit calcul privind veniturile populației, mai mulți termeni care iau în socoteală. Și... Dacă se deschide drumul spre Herculane, dau un exemplu, da, mă gândesc că pentru orice firmă ar fi rentabil, pentru că va fi un drum de tranzit. Sigur că da. Deci locul și așa, este foarte... foarte mulți turiști în Straja, de exemplu. Da, locul este foarte atractiv, pentru că dacă ne gândim, Aninoasa este poarta de intrare dinspre Defileu, exact, din Țara Românească către Ardeal. Eu zic că e, locul e foarte bun. O să... Vedeți ce înseamnă, domnul, să fie un drum? Un drum care încă nu-i făcut, da, acel drum... ce rău ne trage în spate, nu doar Lupeniu sau Uricaniu, ci nu, și acel, Aninoasa. Acel drum, da, va dezvolta întreaga Valea Ajiului. Deci va fi un plus pentru toată zona dacă acel drum se va realiza. Deci, păcate, așa... toată lumea ne-a promis, inclusiv și de la dumneavoastră de la partid și de la ceilalți de la partid, și nu s-a făcut nimic. Este adevărat. Acum iară s-a promis, să vedem. Poate că la anul. Că va fi cuprins în bugetul pe anul viitor, să sperăm că va fi așa, atunci automat și Aninoasa va putea beneficia de acest drum și totodată va fi o creștere pentru toată Valea Jiului. Da. Bun, deci acum, deci am vorbit de blocul ăsta, că ăsta stătea așa, să vă întreb. Și urmează și celălalt, care la fel și are acolo 64, 64 de, de apartamente, de este în fază de licitație. Vor rezolva problema asta. Exact. Și deci, stimați telespectatori, scăpăm în sfârșit de acele barăci care stau, sunt chiar la marginea drumului național și fac atâta rău când vine cineva, se uită, zice, Doamne, pe vremea lui Ceaușescu ascundeau barăcile cu panouri. Puneau panouri, da, sau puneau făceau... oameni de stăteau lanț de oameni să nu se vadă. Garduri de scândură. Da. Cu... Da. Acum sunt așa cum sunt și probabil iată că scăpăm. Probabil de când vor vedea blocul realizat și condițiile care vor fi acolo, cu siguranță vor dori să se mute acolo. Comparativ așa cred și eu. Adică nu văd de ce, la condițiile care le au ei acum, de ce ar refuza... No, marea majoritate își doresc să se mute mic, și... la chirie, deci n-ar, da, n-ar fi... Nu. Am avut niște discuții că îi marginalizăm și îi ducem într-o zonă periferică a orașului. Nu este deloc adevărat. Acolo stau persoane, în zonă stă și viceprimarul, în zonă stă și domnul David, în zonă mai mulți consilieri locale. Adică nu e o zonă, zonă frumoasă, este o zonă liniștită. Este o zonă frumoasă. Deci... toate condițiile. Deci, peste asta, da, o să fie realizat. Aș începe cu... Ăsta e altul, cu Strada Libertății, fosta baie și cantină mineră. Da. Deci, aveți în program construire blocul și alte 64 de apartamente. Alte 64 de apartamente. Fază de licitație pentru atribuirea contractului. Adică... Da, lucrăm la... Suntem în faza de licitație. Mai avem, zic eu, mai durează vreo... Deci vorbim câteva... de fosta cantină minerală, da, de la mina... De lângă primărie, de la mina Aninoasa, lămpăria și cantina foste mine Aninoasa. Ca să înțeleagă toată lumea. Da, aici tot așa, contracandidata mea l-a întrebat-o la o televiziune, domne, ce cu clădirea aia, că fără geamuri, fără uși, nu știu, am înțeles că are primarul ceva proiect. Tu mi-am aprobat indicatorii tehnico-economici în Consiliul Local, adică toată lumea știe, este în fază de licitație. Nu știa nici acest lucru. Eu mă mir că un asemenea om vine să candideze la o funcție așa de importantă. Bine, acum, dacă nu-i de față, da, da, să nu facem aprecieri. Da, nu, doar nu să pot spuneți, să cred așa ceva. Da, să, da, 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 nu, nu, că este emisiunea înregistrată și are ședințele de consiliu, sunt înregistrate. Facem și acolo 64 de apartamente, este în fază de licitație. Dar văd că mai aveți o construire de bloc cu 60 de apartamente. Asta e de care am vorbit. Da, și ăsta la alte cu 64 de apartamente în zona de nord. Bun. Domnul Sfia, uite aici ce spune, cam ce ar trebui un primar, un viceprimar să fie mereu cu ochii în patru. Modernizare loc de joacă pentru copii în cartierul Bujorului. Modernizarea alei, trotuare, amenajări, parcări și spații verzi, tot, da, în Bujorului. Pentru a ce înțelege, înseamnă asta? Da, înainte de asta, pentru a înțelege mai exact ce se întâmplă în orașul Aninoasa, începând cu anul 2016, a fost prima oară când putem discuta de un excedent bugetar. Până în anul 2016, la nivel de orașul Aninoasa, se discuta numai de deficit bugetar.
începând cu 2016, am fost atenți să nu avem datorii, să fim pe plus, să gestionăm foarte bine cheltuielile la nivel de oraș. Acum, dată fiind situația cu lipsă datorii, excedent bugetar, toată lumea consideră că, domnule, acum și noi putem conduce orașul Arinoasa pentru că lucrurile încep să meargă bine. A crescut interesul, este foarte mare, pentru că fiecare își dorește să acceadă într-o funcție, dar așa cum a zis domnul primar, unii și-ar dori, dar capacitățile sunt oarecum limitate. Referitor la locul de joacă din cartierul Bujorului, și alei, trotuare, parcări, alei, trotuare, da. Spații verzi. Deci acest obiectiv se putea realiza, dar având în vedere că suntem incluși în etapa a doua pe programul de extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată, era o investiție pe care o făceam, practic o pierdeam, pentru că în urma lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare va fi afectat întreg cartierul. Rețeaua de apă potabilă va fi montată pe exteriorul careului, iar canalizarea pe interior. Deci, practic, efectiv, era o investiție pe care aruncam banii degeaba. Așteptăm să se implementeze, să se gate proiectul cu apă și canalizare. Vă schimba toată zona Bujorului. Vă schimba toată zona radical. Se va crea... Așa cam în ce interval de timp estimați? Deci, și cu ce fonduri? Deci, la anul se va finaliza, mai mult ca sigur, programul cu apa SERP și după ce noi avem proiectul pregătit, atât pentru... Deci locul... anul următor ar fi gata. Anul următor ar fi... Da, 2022, să spun. Da, deci proiectul este pregătit, avem... Poate chiar 2021. Poate chiar 2021, da. Deci totul este pregătit, așteptăm numai să finalizeze lucrările ca să putem demara lucrările în tot cartierul Bujorului. Domnilor, o acuzație care vi se aduce. Nu mai contează de unde, ce și cum, dar aș vrea să-mi răspundeți. Să vedem dacă e așa sau nu e așa. Nu ați, aveți finalizat pe raza Arinoasei niciun proiect european. Așa s-a spus, n-am auzit doar la Capital TV, am mai auzit și în alte... Da, am auzit și eu că nu am atras niciun leu. Da. Deci eu vreau să să-mi spuneți dacă... Înțeles. Am auzit și eu că nu am atras niciun fond, niciun leu din fonduri europene. Total greșit. Deci cine a afirmat acest lucru, iară, nu cunoaște situația în mod cert. Deci avem pe fonduri europene, pe lângă fondurile în care suntem parteneri, fonduri europene, de exemplu, cu cofinanțare, pentru că orice proiect, chiar dacă este asociat, mai mică, dar cofinanțare. Da, este cofinanțare și totuși un efort bugetar major din partea administrației, mai ales la bugetul Arinoasei. De exemplu, avem 65 de miliarde pe etapa miliarde de lei pe etapa întâi la apă și canal, care am implementat 100%. La etapa a doua, care se desfășoară în momentul de față, avem peste 32 de miliarde de lei alocați. La ora actuală se lucrează pe acești bani în orașul Arinoasa. Ce introduce... pune primăria? Primăria pune undeva la 2%. Ca să înțeleagă lumea asta, ce cât înseamnă așa? 2% din... Din 32? Din 32, da, de miliarde punem 3%, deci 300 și ceva de milioane lei vechi. Da. Destul, adică pentru primăria Arinoasa este un efort bugetar. Facem un loc de joacă cu banii ăștia sau, mă rog. Avem, de exemplu, o grădiniță dată în folosință la Iscroni pe fonduri europene, în parteneriat cu Ministerul Învățământului, 20 de miliarde de lei. Este dată în folosință, este funcțională, este cred că cea mai una dintre cele mai moderne grădinițe din Valea Jiului. În acest an ar fi trebuit, mă gândesc că poate se termină până la sfârșitul anului, lucrăm la cea de-a doua grădiniță, cu patru, cea de la Iscroni cu două grupe, la Arinoasa este cu patru grupe. Este acoperită, geamuri puse, acum se lucrează la interioare, până la sfârșitul anului zic că o terminăm și pe grădinița de la Arinoasa. Tot pe fonduri europene. Deci tot pe fonduri europene. Da. Avem... un centru de zi pentru bătrâni, aprobată finanțare, avem 1 milion de euro aprobați,
tot... A semnat contractul? Sau? Am semnat contractul, tot, sigur că da. Acum deci, tot suntem în fază de licitație nu și știau, la... Nu știau, nu aflau... Mă miră faptul... politica locală? Să fii consilier local în mandatul actual și să nu știi asemenea lucruri, pe mine chiar mă surprinde, adică... Este e ceva... ultima fază de licitație. Deci de asta ați venit așa ofuscat, nervos la emisiune. Păi cum adică să zici că un leu fonduri europene, numai un milion, numai acum... Eu vă știam un om calm, un om așa, dar ați venit ca... Păi cum să, păi să cum? Zici adică... că n-ai Aninoasa zero fonduri, rușine Aninoasa. Cum să fie rușine când avem atâtea fonduri atrase? Deci un milion de euro pentru centru de zi pentru persoane vârstnice, cu componentă nerezidențială. Când va fi gata asta? Hai să le mai spunem. Deci acum suntem că și la asta. Asta, ăla. Deci asta suntem în fața de licitație. Banii sunt, cam constructorul. Cât timp ar trebui să fie? La anul ar trebui să fie gata. La anul? Da. Dar cred că luna octombrie se va semna contractul. Se va semna. Ce va însemna acest centru? Este un centru multifuncțional pentru persoane vârstnice, unde se poate socializa, unde se poate fără componentă rezidențială, deci nu vor dormi acolo, numai pe perioade de zi. Tot felul de activități, jocuri sportive, socializare, activități sportive, unde se poate socializa persoanele vârstnice pentru ceva că... Ceva pe linie de medicală, știu eu, da, și... pentru că oamenii în vârstă sunt interesați și exact. De... Să vină un fizioterapeut, știu exact, eu. Asta o să completăm noi după ce este gata, cu un fizioterapeut, o asistentă medicală care să mai ia o tensiune, să mai le aducă la cunoștință o diverse. Glicemie, o... Da, important e să avem acest obiectiv în care oamenii se poate să vină să-și... Să socializeze. Exact. Bun. Acum mai avem încă unul, 79 de miliarde, un generator termic și electric, care pe toată biomasa din Aninoasa, care crengi tot absolut ce tocătură de lemn, care curățăm și asta, băgăm în generatorul termic și electric, care produce agent termic pentru tot ce înseamnă instituții publice din Aninoasa, mă refer în partea de nord. Adică primărie, încălzire, școală... Da? Veți face încălzire? Face încălzire și produce și energie electrică. Stați să ne înțelegem, că m-ați luat așa. Deci generator... Termic și electric. Cum va fi? Cum va... Este o... Cum arată? Un generator, o... Un... Utilaj? Utilaj așa imens, pe care se bagă tocătura asta de lemn. El produce energie și termică. Și lemn o să aveți? Lemn? Da. Avem, ne-am făcut calcule, avem... contracte, avem suprafețele noastre ale primăriei care vor veni și tocătoare și mașini de transport, ducem tocătura, tocătura se arde într-un arzător mare care produce energie termică și energie electrică. Energia electrică intră în sistem. Ideea e foarte bună. Da, intră în sistem, alimentăm iluminatul public și excesul de energie care e neconsumată ne vin bani. Ideea e foarte în casă bună, în bani. Mă gândeam acum... Un oraș care a avut două mine de cărbune, avem Paroșeniu, avem rețea, cum ar veni, care bineînțeles trebuie modernizată și noi tăiem tot lemn, știi cum ar veni. În loc să folosim cărbune, stăm pe el, pe munți da. De cărbune. Asta e pe componenta de reducere a emisiilor de carbon, lemnul nu e așa poluant ca da, și de cărbunele și de vedere, da, da. Nu băgăm lemn decât resturi de vegetație lemnoasă. Dar totuși, cum e viața asta, domnul Sfia, că ați lucrat și la mine? Da, este adevărat, este un paradox, dar pentru noi va fi un lucru benefic, pentru că vom deveni, din punct de vedere energetic, oarecum asigurați. Câte familii veți putea... se vor putea încălzi sau... Nu, nu, este numai nu, pentru, numai pentru școli, grădinițe, poliție locală... Și ajunge și pentru toată lumea sau... Și iluminat sigur, public, da. Și pentru iluminat, energia electrică o folosim la iluminatul ați public. Ați făcut niște calcule, cam ce economie înseamnă în, la... Noi în câțiva ani ne amortizăm... Vă amortizați? Da. În câțiva ani? În câțiva ani, cam în 3-4 ani ne amortizăm investiția. O pentru excelent că... atunci. Sigur că da. Și, pentru ea, și pe urmă ai energie termică și electrică gratis. Dacă tehnic se poate face treaba asta, atunci e perfect. Sigur că da. Și m-ați luat ca din oală că aud pentru prima oară. Da. Mai avem mai un undeva, sistem... Nu. Sau e prima oară? Nu, e prima oară. Da. Avem un sistem, am câștigat un proiect pe fonduri europene de internet gratuit prin sistem wireless, implementat. Suntem în proiectul major pe Valea Jiului cu Green Line-ul da. Care
Și acolo avem contribuție destul de consistentă și la acest... Cât o să plătiți acolo, apropo? Păi până aveam de plătit 16 miliarde fiecare administrație publică. Pentru anii noastre e o sumă. O sumă destul de mare. Am stabilit, preia Consiliul Județean această contribuție de la toate... Apropo de 16 miliarde, că vorbeam la început, la intrare cu domnul Sfia, de situația pe care ați găsit-o când ați venit la primărie și... Dumneavoastră, mi-ați mai spus și mai demult că n-ați vrut să faceți, nu știu, să dați banii pe tot felul de proiecte, pentru că, în primul rând, trebuia să scoateți Ninoasa din insolvență. Erau câteva lucruri foarte importante. Erau o grămadă de datorii de plătit. Evident. Erau câteva lucruri care cetățenii și le doreau și de foarte mult timp. Unii ne-au uitat deja. Probabil că da, s-au uitat, lucrurile bune se uită foarte repede, deci oamenii își doreau să vadă că e o schimbare în bine după 20 de ani de nefăcut în Ninoasa. Unii zic, domnule, drum, dar totuși am făcut 9 drumuri care sunt asfaltate. Acele drumuri erau din macadam, de pământ. Oamenii își doreau acele drumuri, se săturaseră de drumurile care erau până atunci. Iar da, rețeaua de gaz... Când a venit în primul mandat, ții minte că împreună cu Consiliul Județean, că ăsta e adevărul, era domnul David atunci, ați făcut jumătate din drum. Da. Da? Care drum a fost o reparație, cum să zic, o reabilitare istorică. Când, timp de 20 de ani, sau cât era 20 și ceva de reabilitarea ani, fostul drumului, primar, atunci, asta e adevărul, n-a făcut nimic la drumul. Să vă spun eu cum a fost și cu reabilitarea drumului. De fapt, eu am fost la Consiliul Județean să obținem niște fonduri, să reabilităm drumul principal, DN666. De acum da, Palma de fapt am bătut-o, era domnul Gligor, era la vremea respectivă la Consiliul Județean, da. Printr-o conjunctură, după câteva luni, a venit domnul David. Mă rog, a continuat și domnul David ideea, deci nu... Era inosean. Da, nu pot să zic nimic, jumătate a făcut Consiliul Județean, jumătate noi. Jumătatea noastră este intactă și acum perfect. Și jumătatea lor e praf. Găuri în asfalt, de nu-mi vine să cred. Bun, găuri, negăuri, dar drumul a fost reabilitat. Da. După ce timp de 25 de ani, sau a fost cât a durat, dezastru. 20 și ceva de ani, da. n-a pus nimic. Nimic. După aia, țin minte că ați găsit primăria în insolvență. Câte datorii aveați? Am găsit-o cu datorii. Insolvența s-a declarat pe timpul nostru și bine bun, că... Da. Da, 97 de miliarde au fost datoriile la vremea respectivă. 97 de miliarde pentru anii noastre. De două ori și ceva bugetul local de la vremea respectivă. Și atunci a fost foarte ușor ca instanța de la Tribunalul Hunedoara să accepte... Dacă nu vă băga în insolvență, era mai rău. Era foarte rău că ni se blocau toate conturile. Practic nu mai puteam funcționa. Ne tăiau, nu mai puteam plăti furnizorii de utilități, apă, curent. Deci lucrurile astea, unii, mă rog, cred, după cum se vede așa de pe margine, tind să le uite. Să știți că oamenii nu au uitat. Europene, adică ce cofinanțări să mai dai, să mai faci proiecte, studii de fezabilitate, când tu abia ai reușit să scoți la liman, cât era datoria la iluminatul public? Era sute de milioane. Că... Primăria era în beznă. Da. Iluminatul public, factura pe o lună de iarnă la iluminatul public era 700 de milioane. Exact. Am reabilitat sistemul de iluminat public și acum e 30-40 de milioane pe lună de iarnă. Atât mai plătit? Da. Și cât se plătea înainte? 700 de milioane. 700? Da. Vorbim serios? Da, asta vorbim de banii care aveau valoare mult mai mare. 70 de mii, 80 de mii de lei. Da, dar banii atunci, acum... Avea altă valoare, sigur. Avea altă valoare. Deci, am făcut lucruri bune. Să știți că oamenii nu uită că am ieșit din insolvență. Știu oamenii, să știți că știu... Oamenii nu uită, dar uită politicienii. Politicienii, în schimb, uită. Mă rog, cei care zic că fac politică. Am auzit, domne, ce a făcut domnule Dunca cu Sfia? Ce au făcut domnule? Au asfaltat niște drumuri, au asfaltat străzi din oraș. Au băgat gazul și au făcut iluminatul public și au făcut o grădiniță și au făcut și au făcut și au făcut o grămadă de atât. Păi domne, ce vrei să faci în prima fază? Să scap de datorii? 97 de miliarde, dacă banii ăștia aveam să-i bag în infrastructura din orașul Ninoasa, cum arăta Ninoasa acum? Puteam să intrăm și noi, într-adevăr, pe fonduri europene. Făceam un proiect major prin care, dar toate proiectele costă. Consultanții nu lucrează degeaba, adică lucrează pe bani. Bogații fac proiecte majore, că au bani să plătească consultanții, săracii
stau și se uită, fac și ei câte un proiect mai mic, că nu au bani să plătească consultanții. Deci așa stau lucrurile. Dar oamenii, să știți că nu uită și acum, își aduc aminte și... Acum o să zică mulți că vi le-am centrat la cap. Nu vi le-am centrat, nu, dar asta e realitatea. Eu nu pot să nu fiu corect și să spun că acum mulți ani, Aninoasa era cu un picior în groapă. Începând de la... Deci, și nu-s mulți ani, 4-5, hai să zic 6, nu știu. Da, da. Era besnă totală, cum am zis, gropi, drumul mare, vorbesc de drumul mare, nu mai vorbim de alealte. Deci drumul mare era praf și pulbere, câini cât vrei, te mușcau la drumul mare dacă mergeai cu bicicleta vara, aveai șanse să fii terminat. Da. Și mai ales dacă nu te știau, nu erai de acolo. Deci e... Încă mai sunt mici probleme și cu acest capitol. Și astea mai vorbim de alte lucruri care nu existau practic. Nu existau și astea. Căminul cultural era atunci. Sau l-ați făcut după aia? L-am renovat în 2012, da. Dar pe un... făcut? Aici tot zice fostul primar că toate proiectele sunt ale lui. sunt proiecte vechi de 15-20 de ani care nu mai au nicio valoare, nu le mai poți utiliza. Într-adevăr, centrul ăsta cultural sau cum se numește? Într-adevăr, centrul cultural tot noi l-am făcut pe timpul nostru, dar era un proiect proiect într-adevăr depus de fostul primar, dar un proiect foarte rău care se vede cum arată, deci un proiect făcut numai să fie. O să-l băgăm noi acum, o să-l reabilităm și o să-l dăm în circuit. Vreau să-mi spuneți, domnul Sfia, că să mai intre și pe dumneavoastră. Da. Ce se întâmplă cu, uite, cu turismul în Aninoasa. Turismul, din punctul meu de vedere, în Aninoasa, poate îmi da sau nu dreptate, e inexistent. Este inexistent, da. Dar... Ați avut o tentativă de a face un muzeu al minei, da? Cum se numea? Nu, n-am avut noi o tentativă. Nu, avut mă rog, vechea administrație. Eu vorbesc pe Aninoasa, în general. Să se facă acolo un muzeu al mineritului, cu mina, să intre în un circuit, cu bani de la Banca Mondială, atenție, foarte mulți. Eu știu că la vremea respectivă erau 2 milioane și ceva, parcă contractul 2 milioane 600 de dolari, de dolari la realizarea și proiectului. Și au intrat, nu știu câte, sub 1 milion, în orice caz, dar au intrat sute de mii de dolari, dacă nu chiar 1 milion. După care tot da, a fost un proiect. S-au renovat două clădiri care existau, de fapt, nici măcar nu s-au construit. S-au dat acolo cu vopsea, s-au renovat, mă rog, s-au pus niște geamuri, uși și cam asta a fost tot proiectul. Da, a fost un proiect mai mult electoral, care nu s-a dus la bun sfârșit. Ce s-a întâmplat cu clădirile alea, domnule? Clădirile există, deci practic s-au zugrăvit două clădiri, cam aici am constat proiectul respectiv. Păi domnule, dar cum, totuși cum s-au justificat banii aia mulți? Păi au avut și lucrări de făcut de închidere, ecologizare. Proiectul era mai amplu, da, de ecologizare, proiectul era mai amplu, aveam un tunel de 800 de metri care, am înțeles. Așa, care a fost închis, rambleat, betoane, deci proiectul a fost mai amplu. Bun, și s-a... A rămas din această investiție, banii practic... Au fost justificați? Că eu, da, pentru că în devize și de lucrări și cum s-au făcut la vremea respectivă, s-au justificat într-un fel sau altul, nu știu să vă spun pentru că n-am foarte participat la... Oricum, da. Rămâne una dintre enigmele anilor 90, da. Acest muzeu, da. Unde acolo chiar a fost o gaură neagră. Cele două clădiri există și n-a ieșit absolut nimic. Una este goală și una este, am concesionat-o pentru că am avut pază, să asigurăm paza să nu fure, totuși am avut și acolo probleme cu hoții de fier și cu, mă rog. Și deci proiectul e abandonat. Abandonat, clădirea am concesionat-o, avem 60 de locuri de muncă. Dacă aveți ceva idei pe turism. Că tot spunem că am mai spus și altor invitați. Deci vis-a-vis de turism, că ne pleacă copiii, dar copiii atunci ce să facă? Deci vis-a-vis de turism, pentru a realiza turism în Valea Jiului și acum caz concret la Aninoasa, trebuie să beneficiezi de o infrastructură rutieră bine pusă la punct. Noi asta am încercat întâi, să realizăm o infrastructură pusă la punct. O să aveți și apă și canalizare. O rețea de utilități, da. Seară bine pusă la punct, după aceea poți să te gândești la dezvoltarea orașului. În acest sens,
trebuie să valorificăm potențialul pe care îl avem în zonă. Și aveți o zonă frumoasă. Și avem o zonă foarte frumoasă, întreaga Valea Agroturism, ar putea face acolo pensiuni, tot fel. Deci, cred că s-ar impune un proiect integrat pentru Valea Jiului. Noi chiar ne-am gândit pentru a dezvolta orașul și este prins și în programul nostru electoral pentru următorul mandat, cu proiectarea și realizarea unei stațiuni în zona Gambrinu-Scânteț-Leș. Este un proiect ambițios, îndrăzneț, dar eu zic că nu este de... Va putea intra pe fondurile acestea? Pe următorul exercițiu financiar 2021-2027. Credeți că e un proiect viabil? Adică va fi finanțat? Cu siguranță va fi un proiect viabil, pentru că noi l-am gândit să fie integrat, să cuplăm Aninoasa cu Vulcanul și cu Straja. Da, pe ar merge cu... Cum ar merge să-l integrați, părerea mea, că am mai spus-o, să faceți o telegondolă sau un telescaun care să lege Aninoasa cu Pasul Vulcan. Chiar dacă va trece peste șosea. Nu știu dacă tehnic se poate, nu știu dacă din cauza rețelelor de electricitate, că se poate trebuie. Și chiar... Dar cred că se poate găsi totuși o... Se poate, un traseu, găsi un traseu și atunci asigur că da, ar veni lumea și în Aninoasa, dacă în Aninoasa ați avea niște case de vacanță, ați avea, știu eu, niște oameni care vor să facă agroturism. Toate aceste lucruri noi le-am prins în strategia pe care o implementează PricewaterhouseCoopers. Dar asta e deja o chestie foarte amplă. Am și avut discuții, foarte de mare, de avergură. Cu consultanții, cu PricewaterhouseCoopers, le-am explicat cam care este viziunea noastră. Au zis, da, este o idee bună pe care o vom lua în calcul. Pe cumva trebuie să intre și Aninoasa în circuitul ăsta. Bine, adică înțeles. Toate orașele o să-și rezolve oarecum problema cu turismul. Uricaniu o să-și facă ce și-au dorit acolo, o stațiune de vară mai mult, da. De unde să fie punctul de plecare și spre Retezat și nu știu ce. Gobeniu, Straja, nu mai vorbesc, își continuă dezvoltarea, Pasul Vulcan, dacă se va uni domeniul schiabil cu Straja, iarăși va fi cât de cât și să înceapă și acolo să mai cu vină. Cu Straja și pe urmă cu pasul, cu da. Vârful Cândet Parâmbul, și către iarăși, noi, către... La fel, Petrila, da. Grea cu Șurianu pe partea aia, deși are perspective și spre partea cu Parângul, da, spre Jiet, spre partea da. Aia, și ați mai rămâne numai de noastră. Da, deci noastră trebuie să intrați cumva. Noi avem așa, pregătit. Aninoasa și așa nu are alte... Nu avem altă variantă. Da. Noi avem o poziționare foarte Zic bună vis-a-vis de drumul european cu E79. Va trebui luat în calcul să devină atractivă și în extra sezon, în perioada de vară. Trebuie gândit ca să-i dăm o utilitate pe întreg parcursul anului, pentru a obține cât mai mult beneficii de pe urma realizării acestui proiect. Eu văd Valea Jiului asta în materie de turism. Când am scris prima oară de telegondolă prin anii 2000, dacă bine mi-aduc aminte, sau chiar mai devreme, cu vreun an, doi, cineva m-a luat în râs și a spus că sunt Jules Verne al... Ia uite că telegondolele sunt și telegondola din pasul de la Vulcan nu e o telegondola aiurea, cum zic unii, că dacă se mai face una și se unește cu Straja, atunci nu va mai fi telegondola care nu duce nicăieri, că de fapt asta era proiectul. Da. Dar lumea... Proiectul inițial așa era. Tot așa politic și nu știu ce. De turismul nu rezolvă. Eu văd toată valea asta Jiului, o vale circulabilă numai pe sus. Da. Deci eu așa o văd. Exact. Cu telescaune care să meargă dintr-un oraș în altul, dintr-o parte în alta, telegondole și... Dar noi am și discutat. Dar asta poate peste vreo 80 de ani. Da, trebuie să valorificăm potențialul și trebuie luat în calcul și turismul există. Este o alternativă la situația Văii Jiului. Nu rezolvă problemele în totalitate, dar totuși este un component important. Avem și un avantaj că partea de teren de jos nu e prea lată, da. Și atunci poți uni cu oamenii de munți și dintr-o exact. Parte în alta dacă vrei și să faci tot felul. Da. Dar ne trebuie imaginație, doar ne trebuie bani, gândire să faci atât pentru iarnă cât și pentru că și pasul Vulcan și Vârful Cândet nu au altitudinea necesară pentru stațiuni de schi. Până la urmă, de multe ori se dovedește că și Straja de multe ori e... Deci, concret, în Aninoasa, domnul Dunca, ce vreți să faceți? Concret, să înțeleagă lumea cu turismul. Concret, vrem să facem un hotel de 4 stele. Da, adică să atrageți un investitor. 5, poate. Da. De la Iscron. Dacă nu aveți alte șanse, măcar să aveți hotelul acolo. De la Iscron să plece o telecabină. O telecabină. O telecabină până în Vârful Cândetului. Da. În Vârful Cândetului...
o micro stațiune Leșul Ursului, așa am denumit-o noi. Acolo să facem o chestie administrativă, da, o chestie administrativă tip Belvedere, așa cu priveliște către toate Valea Jiului, că de acolo se vede inclusiv Hațegul, vezi, din zona aia. Bine, un bazin v-ar trebui de, nu știu ce. Mai multe, bazine mai și pentru vară, o trambulină pentru sărituri făcută tot în zona respectivă, cu parcările aferente, cu... Acum trebuie să vă gândiți foarte clar, aici îi spun și la domnul Sfia, că dacă nu aveți, n-aveți teren de schi acolo și că nu sunt n-ai cum, nu. Dar măcar s-ar putea face, cum spune domnul Dunca, o trambulină la nivel european. Sărituri cu schiurile. Da, se poate. Și atunci cu o telecabină să legi de pasul vulcan cumva, exact. Și cu un hotel mare, un complex. Da, și da, cu piste de biciclete, dar de off-road. Ce au zis băieții de la... Da, li s-a părut extraordinar. Dar totuși ne-au și ei ne-au sfătuit să avem grijă cu pârtile de schi, că nu... O mini pârtie de schi o să fie și o, e, pentru că e expoziție nordică. Cum a zis. Când de la meteo... Sau ceva amenajat pentru schi fond. Pentru schi fond mai greu, da. Trambulină la nivel competiții internaționale se pot face, numai să aibă infrastructură aferentă. Să fie și vara, exact. Piste de biciclete. Da, se pot crea anumite circuite. Da. Bun, hai că acum... Nu, sunt lucruri și care zic eu că sunt realizabile și cu siguranță le vom face. Dar prima dată ne-am axat pe zona orașului să avem drumuri bune, să avem gaz metan, iluminat, infrastructură. Da. Și încet, încet le-am cam făcut. Bun, pentru că intrăm, uite, așa încet, încet în ultimele 4 minute. Da, am cam vorbit de marile chestii. Bine, acum ar mai fi aici... Dar oricum o să mai discutăm, o să mai avem ocazia. Aș vrea în ultimele 4 minute, domnul Sfia, un minut, un minut și jumătate, să vă uitați în cameră și să le spuneți aninosenilor de ce să voteze PSD, Aninoasa și echipa și primarul și așa mai departe. Da, îi invit în primul rând pe toți cetățenii Aninoasei să participe la vot în data de 27 septembrie, să vină cu încredere, să voteze cum consideră și în cine are încredere mai mare și... Consider că am dat dovadă de seriozitate prin lucrurile care, frumoase care le-am realizat în orașul Aninoasa și sper că au înțeles că suntem într-adevăr oamenii care vrem să construim în orașul Aninoasa și să se bucure că stau în orașul Aninoasa. Deci îi rog să vină cu încredere la vot în data de 27 septembrie. Domnul Dunca, foarte repede, primii 8 din echipa Consiliului Local, urmând cam în cealaltă emisiune, care ne-a mai rămas să vorbim și de ceilalți. Primul, domnul inginer Sfia Ion, prezent aici, da. Prezent aici de față, Bianca Jujan, o tânără din Aninoasa, antreprenoare care e de viitor, da. Petra Laurențu Vlașin, alt tânăr de nădejde și cunoscut în orașul Aninoasa, da. Dumitru Balaci, un antreprenor local, la fel tânăr și om destoinic, de Nicolae Radu Presecan, da. Este pensionar miner, la fel, un om de bază, cu experiență, Lucian Tănăsescu, la fel, el este încă activ, un om destoinic, Dumitru Bălăieț, un fost polițist, care acum este pensionar și ne sprijină în toate activitățile noastre pe care le desfășurăm. Nu au bătut oamenii la tălpi. Nu, nu. Da, mai avem pe Flavius Georgescu, la fel, un tânăr de viitor, deci am luat tine, Edit Cucuta, Dan Astru. Deci, nu, deci restul îi prezentăm mâine, primul. Da. Ca să oameni, ne încadrăm... oameni ca lumea, tineri cu reputație bună în oraș, deci e o echipă acum frumoasă. Acum mai aveți 30 de secunde să le spuneți oamenilor ce mai doriți. Dragi cetățeni ai orașului Aninoasa, am mare încredere în dumneavoastră că și de această dată nu vă lăsați păcăliți de politicieni care vă caută și vă salută odată la 4 ani și veți ieși în număr mare la vot să votați Partidul Social Democrat, atât pe lista de primarul, cât și lista de consilieri, consilierii județeni și președintele Consiliului Județean Hunedoara. Noi suntem pe poziția numărul 1 pe buletinul de vot, pe toate cele 4 buletine. Vă așteptăm cu
cu mare drag la vot și am certitudinea că Partidul Social Democrat și de această dată Naninoasa va face un procent de peste 75-80% cu ajutorul dumneavoastră. Dumnezeu să binecuvânteze Naninoasa și cetățenii ei. Da, domnilor, aceasta a fost emisiunea de azi. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumim și noi. Vă mulțumim și noi. Stimați telespectatori, rămâneți în continuare cu Capital TV, cu emisiunile de aici. O seară frumoasă, la revedere!